numesc Rea. Mă numesc Tina. Și Paris Rea și Tina. Și Tina împreună cu Kevin. Bună. Avem niște subiecte foarte mișto pe care le vom discuta cu voi astăzi. Ceva pa, interesant. Așa un pic, relația lui cu Roxana Buzoiu. Conflictul cu Ela. A spus că îi place cum numărăm noi. Așa ne-a spus, nu? Așa că o să numărăm împreună. Înainte să începem să discutăm despre relația lui cu Roxana Buzoiu, conflictul cu Ela și așa mai departe. Marius, trebuie să numărăm toți până la 5, să da? Facem 10.000 de like-uri acum! Acum! Până acum am râs până să începem cu lucrurile. Ok, numărăm până la 5, da? Haide. De la 5 la 0, da? De la 5 la 0. Haide! Da. Hai! 5, 4, 3, 2, 1, 0, like, like familie! Leșim! Te vezi primul invitat care a înțeles. Da, vezi? Mă, da, hai să uite când mânca la noi. Ce drăguț. Da, mă, ce frumos. Îmi pare că nu am postat ieri, dar am postat astăzi. Am pregătit ceva special. S-a meritat așteptarea, credeți-mă că o să vă lovească rău de tot realitatea. Și vreau să vă spunem că Kevin e mai frumos în realitatea fetelor, așa și că dați-mi mesaj pe Instagram. Dați-mi mesaj pe Instagram. Da. Aveți aici să vă răspund. Cum ești pe Insta? Kevin.bogdan7. Așa, să îl schimbăm noi după. Deci prima întrebare, ești pregătit? Avem aici lista. Am uitat. Ai spus și cu PAM, nu? Da, așa vreau să uitați lista! Lista! Prima întrebare este relația ta cu Roxana Buzoiu, că tu ai fost împreună cu Roxana. Am fost, da. Adică, de ce nu s-a vorbit în emisiune despre asta? Mi-am evitat să vorbesc despre Roxana în emisiune, așa am gândit-o eu, dar nu cu Roxana o relație, acum ceva timp, și a fost ceva, gen, a fost frumos, a fost sentimente, pentru că totuși are și un tatuaj cu numele meu, adică n-a fost, adică nu-i doar... Nu cred! Stai puțin! Nu cred, are tatuaj unde? Aici, pe deget. Uitați-vă în emisiune când o să intre, dacă o să intre. Am auzit ceva acum, am auzit că o să intre în emisiune săptămâna viitoare. Intră astăzi, astăzi a plecat oficial în Turcia. Acum, să cred. Seara, știi? Mamă, Kevin, și tu ești aici! Da, sunt aici, dar acum îmi pare rău, aș vrea să fiu acolo când era Roxana. Stai puțin că nu mai înțeleg. Deci se întoarce Roxana care a fost cu Iancu, pe care a vrut să-i despartă comuniști, care este cu Livian, care a intrat Iancu, s-a întors Ricardo care făcea de comuniști și a intrat Roxana, ar trebui să te întorci și tu înapoi. Și vrut să fiu acolo sau să mă întorc înapoi, pentru că este acum și Roxana acolo și eu cu Roxana încă mai am o relație bună. Adică v-ați mai văzut? Ne-am mai văzut, da. Acum cât timp? O lună cam așa. Poftim! Nu cred! Măi, dar parcă Roxana era cu turcul. Măi, stați puțin, deci Roxana e cu turcul. Cine nu era, Roxana eu m-am văzut cu ea. Roxana e de 4 luni cu turcul împreună. Se duc de mânuță la saloane, pe unde mai are apartele. Nu este problema mea. Ia zi, nu-s gelos. Nu mă interesează cu cine. Și, adică, ea vorbea cu turcul când era la tine sau o vedeai? Vorbea și ea pe mesaje, pe acolo, mai ascuns, așa. Nu știu cu cine vorbea, dacă cu germană. Care german? Nu știu, v-am zis așa, turcul, germanul. Aaa, mamă, bă, nu pot să cred. Dar nu e nicio problemă, că dacă vede vlogul ăsta turc, o să ne confirme dacă sunt sau nu împreună. Că poate pe mine m-ar deranja dacă aș fi iubitul cuiva și ea ar fi la fostul acasă. Măi, dar poate vă dați pe Kevin ca să reintre în casă. Vrei să reintre Kevin? Da, aș vrea să reintre în casă, pentru că am multe de spus. La televizor nu prea dădea cât vorbeam eu în emisiune, pentru că am primit mesaje că nu prea vorbești. Nu, credeți-mă, că vorbeam în emisiune. E foarte vocal. Am vorbit și cu fetele, am vorbit și cu băieții, adică gen eu și cu băieții mă înțelegeam cu unii dintre ei. Grume acolo la noi în casă, Caterinca, un altă cu fetele, mă înțelegeam bine, dacă ne întrebați să spună toate că am un caracter frumos, că vorbeam, dar în emisiune nu prea dădea, chestia, dădeau chestiile mai... Ce le convenea lor. Certuri mai chestii din astea. Mocanul când se lua de ligi, da. Jador care se certa cu Era. Și chiar mă stricam că ziceam, uite, și am bă, dar chiar am vorbit, bă, chiar am avut subiecte, chiar... Și mă dădea 2-3 minute. Da. Poate e când te întorci o să te dea mai mult pe televizor, cine știe. Sunt convins. Da, auzi, am o întrebare. Dacă te întorci acum, te-ai împăcat cu Roxana? Dacă i-ar vrea. Sincer, aș încerca să mă apropii iarăși de ea, să vedem oricum. Să stau cu ea în casă zi de zi, acum ar fi altceva. Pentru că între noi au fost niște sentimente, au fost niște... Na. Dacă are tatuaj cu numele tău în pana mea, am eu o inimă pe deget. Deci stai puțin că în casă este fostul Roxanei Iancu, e fostul Roxanei Bogdan și o să-i trec tu fostul Roxanei. Mamă, cât de tare, jur! Jeez. Bă, dacă e să luăm așa dintre Iancu, Bogdan și Kevin, Kevin e cel mai frumos dintre ei. Da. Mulțumesc! Na, și nu zic așa că e aici, nu zic că e aici. Face to face, pe toți trei, doamne, v-am văzut pe toți trei. I-am văzut pe toți trei. Mamă, okay. Deci stai puțin ca să recapitulăm. Da, ai fost cu Roxana, are un tatuaj pe deget cu numele tău, pe care oricum îl vom vedea. Te-ai văzut cu ea acum o lună. Da, cam așa. Dar cine a venit cu ideea, tu sau ea? Măi, eu i-am scris. I-am zis ce mai face, ce mai...
Și mi-a spus că, băi, chiar tu ești, am vorbit cu ea pe video ca să vadă chiar eu sunt, că nu-i vedea să creadă că eu am sunat-o, de fapt că eu i-am dat mesaj. Și după ne-am văzut la mine la bloc. Ea urca sus la mine nu ca să alții chestii, a urcat că nu mai avea încărcător, nu mai avea încărcător și să urce să-mi încarce telefonul. Și atât, adică nu am făcut nimic sau ceva ca să nu se înțeleagă greșit, că nu vreau să vorbesc prost, doar am stat. Am stat acolo în bucătărie și am băut un suc și am vorbit. Ți-era dor de ea? Să știi, chiar nu era, că de asta am și căutat-o, nu? Aaaa, bine! Adică, e o persoană foarte... Chiar dacă voi vedeți... Hai, mai nu, sociabilă, e sociabilă. E foarte de treabă, adică te ajută, e de treabă, e altfel decât se vede la televizor. Adică, eu știu, partea e bună, nu doar ce s-a văzut la televizor, partea păi e agitată. Păi poate le intri tu înapoi în emisiune și le arăți și oamenilor partea e bună, că până acum s-a difuzat, partea e rea. Aș vrea să vadă lumea. Băi, da, voi vreți să vină Kevin în emisiune înapoi? Dacă da, vreau să văd în comentarii acum, dacă vorbesc de Kevin înapoi și să-l votați dacă și vreți. Și să-l bombardeați cu mesaje să intre înapoi, da? Vă aștept. Hai să depășim faza cu Roxana, mai povestesc și nouă despre conflictul tău cu Ela. Prințesa războinică. Nu am avut un conflict direct cu Ela, doar că m-a deranjat foarte tare că eu vorbeam cu ea, am vorbit cu ea și înainte de emisiune. Înainte de emisiune? Da, înainte de emisiune. Ea mă suna, îmi spunea de Jador, plângea după Jador și îi spunea Jador, nu prea pot să spun acum ce spunea Jador, adică vorbea puțin, gen, bă, lasă-mă, nu mai mă teroriza, ce vrei de la mine? Și ea plângea după Jador, după îmi spunea a doua zi că scuze că aseară am plâns la telefon o grămadă, după ea am spus că vine pe București, că poate ne vedem. Și în emisiune m-am înțeles ok cu ea, doar că eu nu prea m-am apropiat de ea, că nu simțeam să mă apropie de ea mai mult, că am văzut că e puțin falsă. Și după faza asta ea în gală mă votează, în contul în care mi-a spus că nu are treabă să mă voteze ea pe mine sau nu știu ce. Și cum văd acolo m-a votat și ea și Denis au făcut strategie, trebuia să fie votat decât de 3 fete pe care le știam toate că mă votează, iar celelalte 4 știam că mă votează, gen Manuela, Adea și ele două. Denisa cu... Am stat la masă cu Denisa înainte de gală. Și mi-a spus, stai niște că nu te votez, eu n-am treabă să te votez pe tine, nu știu, și am spus și la fel, nu te votez, n-am făcut atât ce să te votez eu, deci stai relax. Și când văd în gală, vot de la Denisa, vot de la el, am scos în față și m-a eliminat. Mamă, deci n-a spus în față, băi, vreau să te votez, deci nu ți-a spus în față. Da, păi, uite, mi-a spus, gen, știam cine mă votez, adică gen, știam că mă votează Andreea Pirui. Pentru că ai votat-o pe Lice. Dar era logic, chiar dacă mi-a spus în față, era logic. Și i-am spus după emisiune, bă, și după gală. Bă, era clar că mă votezi, adică nu mă spun nicio secundă, no offense. Dar nu stai cu mine la masă, îmi spui, băi, nu te votezi, da, nu te votezi, ăștia niște. Și după aia în gală te votezi. Mamă, în condițiile în care, deci, e foarte falsă ea ca persoană dacă a făcut lucrul ăsta. Adică voi a stat pe apeluri, ea ți-a povestit chestii, da, nu i-a fost frică vreo secundă că tu vei vorbi despre chestiile pe care ți le spunea. Dar poate a făcut expre, voi v-ați gândit că poate a făcut expre? Nu știu, adică am avut o relație ok cu ea până să facă treaba asta. După... Ce ai zis? A venit la mine după gală și nu mai știu, cred că n-a băgat în seamă, că nu vreau să mai văd. Și după aplicăm care mi-a spus pas sau ceva de genul ăsta, astea, n-am vrut să mai vorbesc cu ea și Denisa la fel. Adică... Dar cum ți se pare Denisa? Denisa concurenta mi se pare... Concurenta nouă. De cine este ea îndrăgostită? Care a fost faza cu tine? De toată lumea îndrăgostită ea. Stai puțin să mai lămurim o chestie. Crezi că ea mai este îndrăgostită de Jador? Nu, așa nu cred. Ea o face pe ăla. Crezi că e îndrăgostită de Ancu? Nu, în niciun caz. Ianco place pe ea? Ianco place pe ea, dar noi i-am spus, băieți, inclusiv eu, pentru că stăteam cu el în cameră, i-am spus, bă, Iancule, ai grijă cu ea, că ea e așa cum o crezi tu, e foarte perversă. Ea umblă de la tine, la Jador, de la Jador, la cu tine, eu îl vreau pe Iancu, îl vreau pe Iancu, mi-i drag, și după aia când e Jador în casă, plânge după Jador. Stai, mă, așa că noi vedem lucrurile astea și nu le vedem noi, vede toată România lucrurile astea. Dar am înțeles că ea ar fi vrut să se vadă cu tine afară, ceva de genul, nu? Nu neapărat că mi-a spus, bă, vreau să ne vedem, dar a zis că vine în București și că am o vocală în care și spune, da, poate ne vedem. Gen, știi ce zic, adică... Doamne, să trecem la... Trecem la următorul subiect. Dar, vreau să facem acum 10.000 de like-uri pentru că noi numărăm de 3 ori pe vlog și vreau cum să dați like. Câte like-uri vrei să facem la clipul ăsta? 20.000. Mamă, nu pot să cred. Hai să-l facem fericit pe Kevin, că tot a ieșit și nu a vrut să iasă, da? Să-l fericim. Să-l fericim, haide. Aveți 5 secunde, da? Like, share pe Facebook și comentă în partea de jos. Hai, 5, 4, 3, 2, 1, 0, vă iubim. Like, familie. Ia uite, băi, luăm cu noi în vlog, mă, like, familie, știi? Am urmărit, eu știu. Ce frumos. Ce drăguț, mai avem persoane care ne scriu și ne spună că în timp ce gătesc, vă urmăresc. Și mai avem concurenți care ne sună, bă, scoate-mă și pe mine, te rog frumos. Cine sunt aia, vreau să văd în comentarii. Ok. Mai secret, nu se zice. Continuăm. Vorbeam de Denisa.
Dar care-i treaba cu Denisa? Deci eu spun perspectiva mea ca și urmăritor, da? Da. Este o fată care a intrat acum 3 zile, nu este nici frumoasă, nici urâtă. Am văzut că s-a dat la mai multe persoane consecutiv, nu la știe ce vrea. Dar știu cu... sigur că vrea un singur lucru, succesul și fama, pentru că n-are nici măcar o săptămână în casă și a deja s-a apucat de vlog. Exact. Adică, cred că am spus tot, nu? Da. Adică, de exemplu, eu cred că mi-am făcut maxim 20-30 de poze când am fost în emisiune. Ea e disperată, adică să stea în emisiune. Adică după prima zi îmi dă el mesaj care era cu ea în cameră, vezi că te cam place Denisa. I-am dat de înțeles că nu prea o plac așa. După, ea s-a dus spre Iancu, îmi place Iancu. După a spus în emisiune, și ador, nu-mi place deloc, nu e stilul meu. După a fost o fază de a dansat Denisa cu, a dansat ela, pardon, cu Iancu, s-a supărat foarte tare și după aia a spus, vreau să-l cunosc pe Jador, e un băiat interesant. După ce a fost faza asta, stai puțin, a spus că Jador nu-mi place de el, dar doar l-am folosit. După vreo 20-30 de minute, l-am folosit pe Jador, dar parcă tot îmi place de el. După faza asta, l-a pupat pe Iancu în emisiune. Seara îmi dă mie, i-a spus Iancu, n-ai după să mă pupi, așa, și ea chiar l-a pupat. Mă, ce tupeu a fetele astea. După seara îmi dă mie mesaj, îmi trimite dansul meu cu ea de la început. Nu vreau să fiu acum paranoia, dar ce e asta? Nu-i băgare în seamă. Ba, da. Clare, gen... Și nu e mesaj când mă băga în seamă. Vrea să te țină pe tine cald, pe ea cald, pe și adăr cald. Asta am zis și eu, bă, nu-mi iese cola, îl țin pe la cald, l-am pe ăla la tu. Nu-mi iese cola, acum îl iau și pe la altul. Dar ceea ce nu știe ea că era că voi vorbiți între voi. Da, nu știa că tu cu... Era logic. În aceeași cameră. Da, eu cu Iam. Cu Iam că ai stat? Da. Mamă, dai seama ce era acolo. Nu, dar din câte am văzut, lui Iancu îi place de el. Se vede clar că lui Iancu îi place de el. Tot că s-a văzut treaba asta, da? Adică e... Noi l-am sfătuit, cel puțin i-am spus Iancu, succes, dar... Dar lui ăla nu-i plăcea de culiță? Sau știam că lui ăla îi plăcea de culiță la un moment dat, nu? Da. Nu, lui Judele îi plăcea de culiță. Larisa, nu? Da. Nu știu, mă, nu mai știu, că Larisa zis într-un vlog al nostru că îi place de culiță. Ai, sau nu, că a fost cu el. În fine, nu că, da, deci nu contează. Nu, a zis că nu s-ar combina vreodată cu culiță, pentru că cu culiță nu s-ar combina niciodată, pentru că ea nu se combină cu lăutari. Și de asta nu am înțeles eu. În fine, da, minunat cu Denisa. Da, de ce? Conflictul cu Marius, da. Marius este băiatul ăla mai... Da, m-am jurat cu Marius, dacă nu știați. Cu Marian. Marian. Da, eu l-am zis Marcel, Cornel, Mari, Marian. M-am citat cu el odată într-o seară și i-am zis că îi fac pe vlog. Știu că îmi răspunde la mesaj, Marius! Da, ulterior și-a cerut scuze, băiatul. Da, așa e când te pui cu rea și tine a cerut scuze, dar înțeleg, hai, continuăm. Care-i treaba cu Marius? Marian, Cornel. Cu Marius. Marius nu a avut un conflict așa mare cu el, doar că în gală, când m-a spus în față doamna Mante, am spus că plec acasă, dar nu-mi pare rău, pentru că măcar am fost eu în emisiune, adică nu am fost fals, chiar dacă m-am apropiat niciuna dintre fetele mele, pentru că n-am simțit și nu vreau să mă apropii de acum de o fată, doar că să stau în emisiune, cum fac alții. Și am spus, domnule, eu fac așa acasă, cum fac alții, cum face, deci a spus cine? Și am zis, păi mai se apropie de Manuela Triunghiu Amoros, gen... Că se bagă între ei, da, Ricardo și am văzut și că Ricardo reacționează la chestia asta și Ricardo face ură când se enervează. Și a spus, gata, l-am văzut pe ăsta, se enervează, am prins Triunghiu Amoros, stau în emisiune minim o lună. Și le-am spus, da, spus treaba asta față și plus că eu consider că este împins în spate de Mocanu, pentru că Mocanu s-a împrietenit cu el. Fiind mai vechi, a spus, băi Mariu, se bagă pe acolo, că acolo dacă te-ai băgat, stai în emisiune, minim trebuie să faci. Și oricum, nu, Bogdan e inteligent, dacă a făcut chestia asta, înseamnă că îi trebuie brigadă ca să scoată fetele care nu-i convin, pentru că nu ai cum din el, Livian și Jador, să poți să scoți, mai ai nevoie de o persoană, să fie patru. Da, cum era brigada. Adică, Mocanu nu știu dacă s-a băgat neapărat, dar așa cred eu, acum poate cred greșit. Că l-am pins Mocanu. Părerea ta, nu? Stai mă puțin, tu crezi că Ligi nu s-a făcut, adică ați vorbit să votați pe Ligi înainte. S-a făcut strategie la Ligi, da. Pe Ligi ați scos-o? S-a făcut acolo în gală, s-a făcut strategie. Păi și cine a venit cu ideea? Mocanu? Nu. Cine? Andra, pe rământesc Andra cu Mocanu. Nu, sau Mocanu, dar mie mi-a spus Livian. Acum cine a făcut tot, cine a pornit, păi, dar mie mi-a spus Livian. Livian, pentru care a vorbit cu Mocanu, trebuia să scoată pe da, Ligi, pentru că știa niște chestii de Andra și de el, cum se vedea în afară și niște chestii. Și, nu, spun eu care a fost chestia și mai știau și de un vocal pe care l-a trimis Andra lui None să vină să se vadă afară, deci nu a fost ceea ce s-a văzut la televizor. O să arăt... Stop! Stai puțin, o să vă arătăm acel vocal în următorul episod cu dovezi. Mamă, nu se mai oprea să mor eu. Mă uitam așa la zi. Da, mă, dar are logică, nu? Da. Da, m-am pierdut dracu de la primul cuvânt Ligi. Nu știam faza asta, eu știam decât în gală mi-a spus Livian că băi, noi o votăm toți pe Ligi. Ca să iasă și nu știu ce, după am spus votează și tu și... Te-ai gândit vreodată că el s-a dus la toți și zice noi toți o votăm pe Ligi, dar el, noi toți eram eu și Mocanu? Da. Și nu, v-a făcut... Nu, că mi-a spus și Ricardo, băi și eu o dau pe Ligi și mi-a spus și domne și eu dau pe Ligi și...
după aia te mai bine și asta mi-a explicat, nu vreau să mai explic. Urât cu strategie, urât. Spune și mie, de care fată ți-a plăcut cel mai mult de acolo? Dar sincer, nu, o fată și fizic și, scuză-mă, și psihic, scuze-mă ce vrei, și fizic și psihic și tot, pachet. Fizic și psihic? Da. Măi, Andreea Piru este cea mai completă dintre toate, adică gen și fizic și psihic, femeie, și matură. Femeie, e frumoasă. Și matură și hai să vorbești cu ea și sinceră și e foarte direct, adică femeia ar ceva cu tine spune, nu vorbește pe la spate. Poți să te întreb o chestie legată de deci Andreea Piru? Chiar e... Am văzut la story că i-a pus la un moment dat, a pus Andreea Piru la story o poză cu voi toți și era da. Și Ricardo în ea și la un moment dat a repostat-o Ricardo și a zis că ar fi mișto dacă te-ai schimba numele, gen să scoți da, oficial. Glum, așa, da. Da, și apoi Andreea Piru și-a schimbat da, numele. Schimbat, și mă gândeam oare Andreea Piru îi place pe Ricardo sau Ricardo pe Andreea, că mi se poartă așa ceva. Eu nu mi-aș schimba numele, poate să-mi placă de tine, Doamne. Ce poți vreo glumă, întreb un pariu, chiar nu știu. Dar dacă voi credeți că Ricardo și Andreea Piru s-ar potrivi, lăsați jos în comentarii. Voi s-ar potrivi, da. Ricardo și Manuela ce face? Prost despre Andreea Piru la început, dar după mi-a spus și în cameră și asta mi-a spus, bă, Andreea chiar mi-a spus despre ea, ești o fată super, că a tragat-o greșit, adică... Înseamnă că e ceva Andreea acolo, cine e? Noi nu știm, na, o să vedem. Când te întorci o să ne spui și nou, glumesc. Așa, spune și mie, vrei să te mai întorci înapoi? Da, chiar aș vrea să mă întorc înapoi în casă, pentru că acum aș avea foarte multe de spus și aș spera să fi mai mult dat. Dar acum, pentru că am multe de spus și n-aș mai fi băiat foarte finuț cum am fost până acum, sigur aș fi difuzat mult mai mult decât am fost până acum. Adică intrigi, adică vizualizări, adică rating. Să ne înțelegem adevărul, nu aș face numai de show cum face Marius sau cum... Ce drăguț! Dar nu vreau să fiu rea cu el, dar cum el ne-a recomandat nouă sală, eu recomand lui altă față. Da, și-a cerut scuze ulterior, dar urât. În fine. Da, fiecare om e educată felul lui, dar din punctul meu de vedere nu prea îi văd lucruri acolo. Adică nu știu, sunt fete prea... Lumea să se prindă, lumea de acasă o să vadă că este ceva forțat, că este ceva doar ca să stea în emisiune pentru că prinde și o să fie dat afară, nu o să stea pe acolo foarte mult. Credeți-mă cu mine. Doamne, și o să-i titlul de... locului. Cum ar fi? Săracul, cum ar fi? Deci dacă ar fi să intri în emisiune, de, nu știu, către care fată simți o apropiere? Mai ales acum că ești în România și poate simți lipsa uneia dintre ele. Da, dacă... Roxana m-aș apropia, vă dați seama. A fost iubita mea, mă înțeleg bine cu ea și acum vorbim, aș vrea să stau cu ea. Oi, săracul turcu. Suntem în aceeași casă. Mamă, săracul turcu. Ce crezi, Bogdan Mocanu și acum are sentimente pentru ea? Nu mai zic nimic. Ok, terminăm vlogul. Terminăm. Dragii mei, stai puțin. Înainte de a termina vlogul, vă rog mult de tot, nu uitați să ne urmăriți pe Instagram. Ai spus-o cum ești pe Instagram? Kevin.Bogdan7. Bombardați-l cu mesaje și întrebați-l chestii să-l cunoașteți mai bine, da? Și pe noi și nu uitați să dați un like, un coment, partajul, dar cu ce părere aveți voi despre Kevin, un share pe Facebook, să ne puneți acum la story și numărăm ce secunde până dăm numărăm, like. Avem vreun cuvânt cheie să-i le punem pe ei să comenteze. Marius sau Kevin? Ce alegeți? Marius sau Kevin? Da, și lăsați-mi pe jos și comentarii cu cine l-ați vedea pe Kevin împreună, nu știu, Kevin Andreea Pirui, Kevin Roxana, Kevin Andra, ce nu știu. Mamă, mi-e rău. E frumoasă. Comănici, Kevin. Comănici, Kevin. Comănici și Kevin. Ok, numărăm 5 secunde, da? Haide. Până la 5, da? 5, 4, 3, 2, 1, 0, familie. Ai tot să zici ceva, like familie. Like familie. Vă pupăm. Vă pupăm.